Cei care au rămas și rămân în continuare la catedră sunt oamenii devotați, care nu pun pe primul plan financiarul, ci sufletul și dorința de a transmite ceea ce știu. Acea emoție cu care noi ne ducem și le prezentăm studenților noștri, frumusețea acestei meserii, care este o mare responsabilitate. Îmi place să spun că profesorul este un educator de suflete. În mâinile profesorului poate sta destinul unui elev. În mâinile lui poate să stea viitoarea opțiune a elevului profesională. Și le mai spun sub formă de glumă câteodată studenților noștri. Poate dintre elevii voștri se va naște viitorul președinte sau prim-ministru sau cine știe ce medic care vă va opera, mama sau chiar pe voi. Vă mulțumesc!